testul cunoașterii a mai adus un cuplu de îndrăgostiți în fața Alinei. Marian și Andreea erau gata să dea din ei tot ce aveau mai bun. Sunteți pregătiți? Da. Începem ultimul episod din Jocul Cunoașterii. Cine vrea să înceapă? Eu. Andreea, care crezi tu că e piesa preferată a lui Marian? Nu știu, cu ceva de la Guță. Răspuns final? Da, nu știu. 10 jeturi. De început. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hobby-ul preferat al Andrei? Not. Câte jeturi pui la bătaie? 25. Pentru că știam și eu. Am știut că tu îmi dai, dar nu. Lumânări! 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vorbit toată emisiunea, tot sezonul de lumânări. Deci eu am fost băiețaș cu tine. Și tu îmi dai 25. Băi, da, pentru că ai greșit-o pe aia importantă. Da. Ce crezi tu, Andreea, că a ales Marian pentru un city break? Milano. Corect. Nu, da, m-am gândit. Ce crezi tu că a ales Andreea, Marian? Căciulata. Hai că știu, Paris. Paris, bravo. Mâncarea preferată a Andrei? Creveți, cred. Câte jeturi pui la bătaie, Andreea, pentru că ar trebui să fie? 100! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trebuia să știm mâncarea. Gătește toată ziua. Stă de 5 luni în casa mireasa și nu știi mâncarea preferată a Andrei. Nu e seapă, nu e pistolul ăla cât îți dau eu ție. 99, 100. Două pistole trebuie să tragi la bătaie. Cred că disarea dorme acolo, gol, dacă nu ai cum degetul. Genul de muzică preferat al lui Marian, acum vreau să te văd. Manele. Ce ți-ai luat-o în freză? Lăutărească. Populară îmi place mie. Zi câte jeturi pui la bătaie, fii atent. Mai zis la mișto populară, că știi că nu ghicesc. Ascult într-una ce cânt eu și eu de alea ascult. Dar populară include mai mult, o să vezi ce ascult eu. Nu manele numai. Păi și manele, Marian, dar cu doi. Tu nu știi altceva decât manele. Auzi, mă, ce prostii vorbește. Tași că nu știi. Nu-i adevărat. Câți copii și-ar dori să aibă Andreea? 3. Greșit. Aici, stați puțin. Pentru număr veți primi 20 de jeturi pentru că trebuia să știți copiii, mi se pare normal. Iar pentru gen, câte fete și câți băieți alte? 20. Așa că răspunsul era 2, 2 băieți, 2 fete, o fată și un băiat, ce crezi? Fată și băiat. Fată și băiat, avem 20. Între timp răspund 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20. Câți copii își dorește Marian? 2. Corect. Fată și băiat. Corect, bravo. Andreea? Eu voiam 3, știa el ce știa, dar nu mai vreau 3. Punct pe deplin. Te schimba la 180 de grade. Nu te mai cunosc. Acum pe aia, zi. Nu te mai recunosc, nu mai ești cum ai fost. Răspunsurile celor doi urmau să fie numărate, iar din pleiada de întrebări buclucașe se decupa în curând și câștigătorul. L-ai câștigat tu, a pierdut Andreea. Nu, dar lasă. Păi trebuie să urmă. Cum am câștigat eu? 20. Că Andreea are 20 de puncte. Hai, nu mai uda. Uite, tu dai cu asta. Da, Iuda. Le-a lăsat la mine. Iuda. Hai, că se duce să spele acum. Ce ți-e așa milă, Doamne? N-am văzut așa ceva. Parcă îi dau cu marea neagră în cap. Și cu ăla? Da. Despre ce ați vorbit 4 luni? S-a schimbat pe ultima 100 de metri. Și tu. Vrea 3 fete, acum nu mai știu. Și care e mâncarea preferată? Paste. Da, eu cred că creveți. Că dar era crezi... paste cu creveți. Și cu muzica. Da.
Da. Stați un pic. Trebuie să te întreb un lucru, că este dezbatere națională pe Facebook emisiunii și vreau să lămurim. Te-au căutat fanii emisiunii pe site-ul Ministerului Educației și de ce nu apare nota la titularizarea ta? Ce s-a întâmplat la examen? Pentru că la examen am mers, am stat două ore, după care am considerat că eu nu aveam materialul suficient din ce am învățat și ce mi-a căzut n-a coincis cu ce știam eu și am hotărât să mă anulez lucrarea. Și de asta apare acolo anulat. Ok. Și asta înseamnă că poți să asta înseamnă repeți că o să repet în toamnă, la sesiunea din toamnă. Aha, ok. Da. Nu e neprezentat, e anulat. Asta ok, înseamnă. Sper că și asta nu e o notă acolo pe... A, bun. Gata. Că era, v-am zis, toată lumea unde s-a dus? S-a dus acolo, doar că dacă și-a anulat lucrarea, și-a anulat lucrarea. Da, am făcut o cerere și o cerere de anulare în timpul examenului. Ce liviu? Vrei să-mi spui ceva? Că te uiți fix la mine. Nu știu. Vorbiți. Mă gândeam că vrei să-mi spui ceva. Vrei să-mi spui că vreți să faceți testul? Nu. Nu? Test COVID? Cu Alina. Vă fac și testul cu COVID. Nu. COVID dacă facem. Mai bine facem COVID.